Lucrările la drumul spre Mănăstirea Breaza sunt în desfășurare, potrivit primarului Gheorghe Moga. În luna iulie ar trebui să fie finalizată această lucrare. Amintim că drumul este reabilitat de firma Diferit în asociere cu Diferit AG. Deja este în lucru, a durat foarte mult procedura de licitație, dar am intrat de o lună de zile, firma care lucrează chiar se ține de treabă. Am promisiuni că undeva jumatea lui mai ar fi parte din drum până la pod asfaltat. Se va reface și podul? Se face și podul nou, se lucrează și la pod. Ulterior, undeva, zic eu, iulie, ar trebui să fie cam finalizat tot proiectul. Drumul spre Mănăstirea Breaza se va realiza cu bani prin programul Anghel Salini. Are o lungime de 2,68 de kilometri și leagă satul Breaza de Mănăstirea Breaza și a fost până acum doar pietruit.